bine, vino tu. Ești victima unor erori. Ești o prezentă constantă la acest festival, cum ți se pare? Mi se pare un festival foarte frumos, mă întâlnesc aici cu mulți prieteni, cântăm, ne distrăm, nu vreau să câștig cine știe ce, dar îmi place mult să mă întâlnesc cu toți folkiștii și toți artiștii. Anul acesta aspir la vreun premiu? Nu aspir la niciun premiu și niciodată n-am aspirat de când tot am venit aici. Ascult și alte genuri de muzică sau cânti alte genuri de muzică? Ascult populară, mai cânt și populară. Cum ți se pare anul ăsta față de ceilalți ani? Mi se pare la fel, deci întotdeauna a fost frumos. Când vântul o taină, când frunza e mută, misterul surâde prin lumea tăcută, culeg pe ta frunte sublime visări. Vorba aceea, dacă nu vine Alessia la Seri Melancolice Minescene, nu este festivalul. Da. Pentru câta oară ești aici? Mi se pare ora a patra oară atunci. Ora atunci, mi se pare ca a patra. Dar tu acum câți ani șori? Păi am 10 jumate. 10 jumate, ai terminat clasa a patra sau? Trec a patra. Trec a patra, lasă, mai ai timp. Cum ai regăsit Botoșaniul, Săveniu, Ipoteștiu? Știi, îmi spuneai tu mie la un moment dat, cred că acum vreo 2 ani, într-un interviu, că apoi a venit aici la Botoșan ca să cânt 3 zile non-stop, Săveni, Ipotești, Botoșani. Cum mai e? Cum stai acum? Unde cânti? Păi, la Ipotești, urmează să mă duc la sfârșitul lunii la Bicaz, la un festival care se numește Dăm Folk. Și de aici nu mai știu. Mâine particip cu un grup? Da, se numește Nova Avis, cu o colegă. A, și câți ani are colega ta? 13 ani. E mai mare? Da. Astăzi cum a fost? Ce piesă ai cântat? Am cântat Trebuie să vrei de un domn numit Dan Maciulea și o poezie de al Mihai Eminescu, care se numește Cânt. Asta ți-a plăcut cel mai mult? Da. Și în alți ani ce poezii de-a lui Eminescu le-ai cântat? Vreo zgâtie de fată și o stea, parcă. Mândrie are-n față, sta mai mici și mai plinuțe, sta mai zvelte și mai slabe, toate pe sunt sferte de secol, vai, vor fi aproape babe, tararam, tararam. Este a doua oară când particip la acest festival. Cum este? Este o bucurie foarte mare pentru mine. Este ultima oară când vin la acest concurs. Și știți vorba aia, never give up. De ce ai zis că este ultima oară? Pentru că m-am săturat de concursul ăsta, e foarte greu. Și sunt concurenți foarte buni, cu mulți ani în spate. Și crezi că anul ăsta o să iei vreun premiu? Da, sigur. Ți-ai lansat un album, ăsta sunt eu. Ne poți spune ceva despre el? Da. Albumul este un album cu piese mai mult de Mihai Eminescu, Walter Ghiculescu, Sorin Poclitaru, Eduard Zale și mulți alții. Ne iese luciul luna, e ca minte să mi-aduc de tine întotdeauna. Cum ți se pare că ai evoluat? Păi, a fost, o evoluție foarte frumoasă, având în vedere că am pornit la o vârstă foarte fragedă și am să mai vin la cel și la celelalte ediții. De ce fii mereu în fiecare an? Vreau să capăt foarte multe experiențe, mai ales cu prietenii, cu, în general, cu publicul. Cu fâimătoare, în gândul meu să-ți iscodesc, și te uram cu un verșunare,
te blestemam căci te iubesc. Noaptea-n deschisă pentru oboră, grijuli cu soarta țării noastre, voievozea moartele imploră, cu refren de muzică ușoară. Într-un fel ne recunoaște vina, cine iese ultimul din țară, e rugat să închidă și lumina. Pentru prima dată la festival? Da, prima oară. Ai mai participat și la altele, presupun, dar aici la Bodoșani este pentru prima dată? Da. De unde ești? Din Piatra Neamț. Și cum ai simțit atmosfera de aici, de la Bodoșani? Vreau să spun, treburi și acum. Am avut emoții, locul este primitor, este frumos, un sunet extraordinar de bun și m-am simțit bine și emoțiile concursului. Ce piesă ai cântat? Te duci pe versuri de Mihai Eminescu și cine este ultimul din țară pe versuri de Păunescu. După ce criteriu l-ai ales? Mesajul. T-ai impresionat? Cu siguranță. Ce încerci să transmiți prin muzica folk? Muzica folk este în principal poezia. A început ca o poezie de protest pusă pe muzică. De acolo a plecat totul. Și important este în muzica folk mesajul, oricare ar fi el. O să fie oricum un mesaj cinstit, corect. Să vii mereu cu ochii de abanos, iubirea mea e atâta de frumos, să mă trezesc gândindu-mă la tine, să mă trezesc gândindu-mă la tine. La câte oară când particip la acest festival? Cred că este a treia sau a patra oară. Este a doua oară când particip la secțiunea individual și eu pot să spun că sunt destul de mulțumit de prestația mea. Cum a fost anul acesta? Ca și în ceilalți ani, au fost concurenți buni, mi-au plăcut multe piese. A fost la fel de frumos ca în fiecare an. Crezi că o să iei vreun premiu? Evident că îmi doresc să iau ceva, dar nu ăsta a fost scopul meu principal. Am venit aici ca să mă întâlnesc cu prieteni vechi, prieteni de folk, să cunosc oameni noi. După ce criteriu ți alegi piesele? Piesele, cover-urile, pot să spun. Nu cred că am un anumit criteriu, pur și simplu cele care mă sensibilizează, care mă fac să simt ceva. Iar poeziile, pot să spun că le iau pe mai multe la încercare și văd pe care îmi iese muzica. Cum vi s-a părut prima seară a festivalului? Prima seară a festivalului mi s-a părut foarte interesantă. Au fost foarte mulți copii, până la urmă cam 21 de concurenți, de stiluri diferite, de vârste diferite, de talente diferite, dar cred că de la an la an sunt tot mai buni copiii buni și asta contează. Cei 21 de concurenți care i-ați zis că au evoluat, cam câți ați zice dumneavoastră că ar lua premii? Primul rând, nu știu dacă asta e important. Nu cred că e important cine ia premiu. Cred că important este că au concurat. Mulți dintre ei, bineînțeles că vor lua premiul pentru că au cântat foarte bine, dar foarte mulți dintre ei vor crește de la an la an și vor deveni și ei premianți la rândul lor. Codrilor albastru, nu feri galbenile încarcă, presărind în cercuri albe, el cutremură o bar. Ce părere aveți despre copiii ce au evoluat până acum? Sincer, sunt pur și simplu impresionat de copiii pe care am auzit până acum cântând în concurs. Au un nivel foarte ridicat și nu m-am așteptat. Deci nu m-am așteptat, pentru că sunt copii de vârste fragede, dar am constatat cu mare plăcere faptul că iau o plecare deosebită spre câțiva dintre ei, spre versuri de calitate, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că în muzica folk, în primul rând, este mesajul. Bineînțeles, vine după aceea haina melodică, dar mesajul, versurile cântate, versurile pe care și le aleg să le cânte fiecare dintre artiștii care compun, sunt foarte importante și până la urmă îi definesc pe ei ca și caracter, ca și forță artistică. Iar ceea ce am auzit până acum, pur și simplu m-a impresionat. Copii foarte talentați, neașteptat de talentați. Vorbiți despre mesajul
și textul melodiei. Ne puteți da câteva exemple? Sigur că da, numai că înainte de toate v-aș da un sfat. Nu le mai spuneți melodii, pentru că ele sunt cântece. Atâta vreme cât au un mesaj frumos, cântă poezii cântate, deja ele sunt cântece și nu doar simple melodii. Lume, Ana, lume, lume, soră, lume, de ce ești prea rea de gură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, cer să se facă lumină. M-a dat voi, lume, lume.